Salutare ideilor, aici pe păr la un episod din Mafia 2, episodul 15 mai exact. Știți ce s-a întâmplat episodul trecut, pardon, Marty a fost omorât probabil de Jego și ea, în special de Clemente, pe care trebuie să-l urmărim. Am fisat acolo să vedem dacă mai e ceva de făcut cu Marty, deși nu prea cred pentru că era 100% mort. Dar asta a fost misiunea, asta e misiunea, trebuie să-l urmărim pe Clemente și cel mai probabil să-l omorăm. Și acum e mai mare dorința de răzbunare pentru că l-a omorât pe Marty. Dar, totuși, nu uita și tu să apeși butonul de like dacă îți place această serie și vrei să pun episoade cât mai multe și în fiecare zi, desigur. Dar nu uitați că avem și alte serii. Ok, hai să continuăm. Hai mă, hai. A ieșit Joe pe fereastră, gata, să vezi ce le face Joe. A, Clemente în mașina neagră, ok. Îmi place că Joe primește împușcături în cap, dar nu pățește nimic. Eu cred că dacă primeam un glunț, era mort din prima. Hai mă, că avem și noi mașină jmenară, cum... Hai, Clemente, hai, că te găsim noi imediat. De fapt, te găsim, l-am găsit deja, dar trebuie să-l prindem. Hai, 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 hai. Fițar taxiu. Ok, se pare că l-am prins, nu? Cred că da. Așa, trebuie să verificăm mai întâi. Că nu l-am omorât așa din mers. Se preface, Anlaivi, se preface, să vezi. Ia uite-l. Îmi pare rău pentru Marty, ce să zic. A fost o misiune destul de lungă, să punem bomba, să facem o grămadă porcării. Da, până la urmă s-a încheiat și cu bine și cu rău. Adică a murit Marty, dar l-am omorât și pe Clemente în același timp. De fapt, nu, stai că nu l-am omorât noi pe Marty, așa am zis, cred că? Cred că am zis că l-am omorât pe Marty. A murit Marty. Din păcate. This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left him there. Okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... Small price? Come on now. That's my fucking friend you're talking about. Hey, Joe, don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry too, more than you think, but you knew the risks. You too. A avut dreptate tipul de la telefon că nu l-a forțat nimeni pe Marty să vină acolo, mai ales că era începător în chestiile astea cu mafia, cu șmecheriile. Joe a avut ideea să luăm și pe el, poate ne putea ajuta sau poate îl putem învăța ceva. Da, mai bine mă duc acasă și las pe Joe singur. Da, asta a fost prietenul lui, e normal să... Se pare rău. Dramă. Stai, de ce sunt îmbrăcat din nou în costumul ăsta de gunoier? Ba, în fine. Stai, casa mea... Casa mea e destul de departe, ce-i drept. Vreau un taxi, frate. Era mai șmecher dacă mai era casa mea aici, dar... În fine. Uite, un taxi. Stai. Nu, nu vreau să fur. Ciudat. Nu vreau să fur. Bine mă, hai că-i fur mașina lui ăsta. Hai, moșule, gata. Ți-ai sosit vremea aici afară. Să nu îndrăznești să vii după... Oh, perfect. Ia uite, poliția în spate. N-a zis nimeni niciun cuvânt. Wow, ușor. Perfect, mașina merge chiar foarte, foarte bine. Mi-ar fi plăcut să am o mașină din aia neagră. a văzut în care a mers Clemente, pentru că e foarte, foarte rapidă. Dar și asta e super rapidă. Nu cred că poți folosi taxiurile în Mafia, nu? Nici în Mafia 1 nu mi-aduc aminte să fi folosit. Adică totuși nu suntem în GTA, adică totuși mi-am distrus portiera. Ups! Oh, nu m-a luat poliția, ai văzut? Am lovit mașina de poliție, dar nu m-a luat poliția. E, poate n-a fost ceva intenționat totuși. A, o să trebuiască să repetăm drumul ăsta într-una. Normal, e drumul către casă. Ca și cum te duce de acasă la școală. De fapt, nu, gata, nu mai vorbim de școală. E vacanță, e fericire, toată lumea e fericită, gata. Vine moșul, dacă vine, nu știu, dacă nu vine iar, nu știu, deci... Sau poate să vină, cine știe. Tu vrei să vină moșul? Eu cred că vrei. Mamă, ce mașină a avut moșul ăla de la care am furat-o. Bine zis, a avut, pentru că acum e a mea. Sau poate o să las din nou pe străzi și o să iau alta. Vezi, o schimb mașinile ca pe ciorapi. Stai, că nu mai putem vedea harta. Da, radarul, harta, cum vrei tu. Pare rău, cer scuze. L-ați ascuns după stâlp, de parcă n-aș fi putut intra în stâlp să-l fac și pe el terci în același timp. A, da mă, stai, că noi am venit la casa noastră nouă, mai ții minte? Că nu mai stăm în apartamentul ăla și am venit la casa noastră, cea nouă și frumoasă. Poc! Ok. Despre asta e vorba. Stai, trebuie să mai luăm puțin cola. Nu mai sunt sătul de cola. Take food, băgăm un sandwich așa imediat, pac. Și trebuie să facem ce? Cu siguranță nu să intrăm în baie. Cred că n-am intrat deloc în baie până acum. Stai, sunt nou în casa asta, mă bate. Baia, dormitorul, bun. Hai să dormim puțin, suntem cam obosiți, după aia vreau să-mi schimb costumul. Deci am costumul ăsta de la început. Iar sună telefonul. La naiba, devine incontrolabilă treaba asta. Dar trebuie să mă obișnuiesc, de fapt, deja m-am obișnuit. Stai, unde era telefonul? Vin imediat. Uite-l, uite-l. Hello? Yeah, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the boss at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just. Pisică. Ce pisică, mă, era vorba despre un prieten al lui Joe, de fapt. Aoleu. Great. Interesant. Trebuie să merg eu să-l calmez pe Joe care se plimbă cu arma peste tot, e beat, e... Ok, trebuie să ajung cât de repede pot. Bun, deci, get down to the Lone Star to help Joe. Bine, nu mă pot duce așa ca un tractorist, trebuie să-mi iau și eu ceva. Să-l iau pe ăsta sau pe ăsta. Stai. A, uite, vezi? Le iau pe ăsta, că tot intru într-un bar în care oricum e doar Joe și cu ăla. A, totuși trebuie să mergem elegant. Uite, avem și mașina, mă. Mașina care n-are o ușă, dar o putem repara, nu-i problemă. Sunt tare curios să văd ce naiba se întâmplă acolo, ce face Joe. Am auzit că tot flutură arma aia pe acolo și e beat mort, asta e clar. Beat de supărare, desigur. Ești idiot. Ce s-a produs aici? Ce s-a produs? Doar din cauza unui idiot? Și idiotul nu știu care era, eram eu sau era ăsta din fața mea, că acum îl intru iar în el și... Du! Pleacă-mă de aici. Ok, ok, știu că conduc ca un noob, dar nu-i problemă, nu o să se întâmple asta și în viața reală. Bun. Am ajuns unde trebuia, cred, sper. Aoleu, nu e barul de care știam eu. Ce knock-knock, mă dau direct cu piciorul și gata. Ah, noi vorbeam cu negru ăsta, ok. Aoleu, e muci. Aoleu, o să încerc să-l scot de acolo, dar nu știu dacă pot. Și încercarea moarte n-are sau... Gee, Joe, I wonder why. Oh, yeah, right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, kid. Da, are și Joe o parte din vină oarecum, pentru că... What the... Oh! L-am împușcat pe ăla, ce se poate întâmpla? Ah, perfect. Drag the body to the... Nu, nu o să pun mâini de pe el pentru că o să-mi găsească poliția amprentele. Stai, unde zicea să-l duc? Cred că aici, nu? O să găsească poliția amprentele pe el și o să creadă că eu l-am omorât. Hai, negrule, hai. Uite, sărac, o poză cu el. Cred că era bucătarul sau ceva de genul. Oh, perfect, îl băgăm în... De fapt, da, asta e cea mai bună soluție. Să nu-l găsească poliția, vezi? Somn ușor. Gata. Take Joe home, că deja e muci. Nu mai am treabă cu el. Home a cui? Home a mea sau a lui? Că... A lui totuși e prea de... Pa... Da, se pare că la casa lui. A, ieșim pe aici, ce naiba. Era să lovești și pe ăla. Mamă! Ce dracu, sunt atâtea mașini, eu n-am făcut nimic. Au! 3 mașini de poliție. Cine naiba alerta poliția dacă... Acolo nu era nimeni, deci nu era pur și simplu nimeni în bar. Eram decât eu, Joe și negru ăla care din păcate a fost o jucărie. Ah, ok, deci am scăpat de poliție. Oarecum. Dacă mai intru în multe mașini, nu o să mai scap. Ia uite, ia uite poliția în spate. Bine, ce puțin nu vor să mă mai aresteze, nu? Oare când o să înceapă să ningă și în București? Că în general plouă, știi, adică sunt bălți, apoi ninge și zăpada nu se așează deloc, mai mult mocirlă. E frumos așa, știi, de Crăciun să ningă. Bine, unora nu le place, dar nu știu de ce. Adică ce dracu, ei n-au fost copii sau nu sunt copii? Haide mă, mașina asta nu poate... stai puțin, poliție în față, poliție în față, ok. N-am nevoie de mai multe probleme decât am deja. Am spart un stâlp, oare o să mai ia poliția? Se pare că nu. Ușurel, ușurel. Cam multă poliție pe aici, nu crezi? Oare au un motiv sau... Nu e ca și cum aș avea eu pe cineva mort în portbagaj. Portbagaj, portbagaj. Cât mai e, mă? A, mai e foarte puțin, ok. Păi, cred că am omorât cam pe toți mafioții cu care aveam treabă. Că Clemente, stai, pe cine am mai omorât? Păi că era unul, Eddie, nu? Cred că, da, Eddie. Ia uite și pe ăla. Și se spunea că eu sunt singurul care face probleme în orașul ăsta. E, nu e adevărat. Eu l-am clasonat pe tipul ăla, dar el n-avea nicio treabă, stătea acolo. Try not to shoot anybody on the way to the front door, huh? Thanks, Vito. And hey, I'm sorry about... Look, just call me tomorrow, okay? Bine, cu Joe s-a rezolvat, dar ce facem cu negru? Care, să nu uităm, e în portbagaj? Dump the body, be discreet. Wow! Ok, trebuie să mă duc nu știu unde, probabil cimitir. Bine, când ai pe cineva mort de care nu știe nimeni, nu e neapărat nevoie să-l îngropi în cimitir, dar zic așa. Unde? Și trebuie să îngropăm, să-l îngropăm pe negru și trebuie să fiu discret. Păi bun, o să încerc eu să fiu discret, dar dacă sunt 100 de persoane în jur, nu prea am cum. O să încerc măcar. Oh, ups. Wow, serios? Nu se poate. Și ce o să fac cu mortul? You failed to complete the mission. Oare de unde o să mă dea? De aici? Nu, nu cred. Hai mă, fiar negru să fie. Da, logic, dacă am căzut cu mașina, pe cine dracu să mai duc la groapă? Ia, ce scrie aici? Above and beyond the Call of Duty. Oh, cred că tipul era Call of Duty fan. Bine, 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 hai, trebuie să ne grăbim. Păcat că nu poți să dai skip la o chestie pe care deja ai făcut-o, știi, să te dea de unde ai rămas. Adică să mă fi dat din fața ușii, știi? Îmi pare rău că fac chestia asta din nou, dar asta e. Aici cine naiba e? A, un bețiv, nu-i problemă. Sau o bețivă? Cel puțin nu mă mai urmăresc 3 mașini de poliție, asta e clar. Da, mă urmărește doar una. Interesant, pleacă-mă de aici. Ia uite-l, mă! Opa, ce să faci, nenea? Vrei să mă omori? Nu-i de ajuns că am deja un mort. De fapt, 2 morți la mine, că Joe deja e mort de beat. Și negru, vrei să mă omori și pe mine? Nu prea cred. Ok, o să încerc să ajung cât de repede pot. Poate că e drum lung până la casa lui Joe și mai e un drum la fel de lung până la cimitir. Nu-i nimic, avem timp, nu mă grăbesc, îmi plac oricum videoclipurile lungi, am făcut o grămadă de videoclipuri lungi. Bine, acum cu 60 de frame-uri, cu fițe, trebuie să stai puțin mai mult, da? Nu-i problemă. Ups. Așa. Cât mai... A, ok, uite, ajungem destul de repede. Dar asta e bine că e podul ăla așa și am găsit panta aia pe care am prins viteză mare. Nu, fără poliție, gata, nu mai vreau cu poliția. Bun, cred că o să îngropăm pe ăsta și în în episodul ăsta, nu? Dacă am mai avea, de fapt nici nu știu cât timp a trecut, sincer. Eu nu cronometrez, nu... Când simt eu că trebuie să opresc, atunci opresc. Bun. Cu mașina asta eu trebuie să fiu discret. Și trebuie să ajung... aici. Păi, nu pare a fi o distanță destul de mare, doar și că trebuie să fiu discret. Ok, o să fiu. Chiar dacă o să dureze mai mult videoclipul, vreau să terminăm videoclipul, auziți că fac cine știe ce episodul. Dar vreau să, chiar că o să fie cu câteva minute mai lung decât de obicei, vreau să termin misiunea. Și stai, noi în ce chapter eram? În ce parte? Cred că 10 sau 11, nu? Și da, ți-am zis atunci că jocul are 15 chaptere, deci nu mai avem foarte mult. Și când o să-l termin, o să-mi pară rău că o să-mi fie dor de jocul ăsta, îți dai seama. Așa, ia să vedem unde ne am ajuns. A, mi se pare cunoscut locul, mă. Aici am fost la o misiune de la început, dacă mai ții minte, să furăm o mașină și să o aducem tipului care lucrează aici. Nu știam că trebuie să-l îngrop totuși, chiar aici, băneam. În fine. Destroy the car. Bă, stai că eu nu vreau să... Ah, bun. Deci nu trebuie să-l îngrop. Trebuie doar să-l pun acolo și o să-l toace. Bun. Hai să urcăm. Aoleu, ce macabru. În fine. Achievement. Hey, Joe. Și mai chiar achievement. Go home. Ok, o să mă găsiți deja acasă în episodul viitor. Vă mulțumesc foarte mult că, că l-ați urmărit. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!